Bazinul de not didactic Daniel Ștefan Drăgulin a fost dat în folosință vineri 18 iunie 2021. Primăria municipiului Călăraș a încheiat un protocol de colaborare cu CSS Călăraș, astfel încât cei mici să beneficieze de lecții de natație de la antrenori specializați. După amiază, după ora 16, bazinul poate fi accesibil și adulților pe bază de bilete și abonamente, ale căror tarife vor fi stabilite printr-o hotărâre a Consiliului Local Călăraș, ce va fi supusă votului în ședința ordinară de săptămâna viitoare. Înscrierile copiilor se pot face începând de marți 22 iunie la sediul Clubului Sportiv Școlar Călăraș. Domnule primar, câteva cuvinte despre evenimentul de astăzi. Bună ziua, vă mulțumesc că ați venit. Este un moment frumos. Am reușit să redăm acest bazin copiilor, așa cum ați văzut. S-a ridicat toate aceste interdicții. Mergem pe 70% din capacitatea care a fost proiectat. O să avem grupe de copii într-un protocol pe care l-am făcut cu Clubul Sportiv Școlar, pe grupe de vârstă. Sunt bineveniți și astăzi le-am împlinit un vis, pentru că era așteptat de foarte mult timp, dar datorită pandemiei nu s-a putut da publicului larg. Astăzi am deschis bazinul și drept urmare toți copiii vor fi bineveniți aici și nu numai, pentru că ne-am gândit și la adulți. O să facem programul cu copiii până la ora 16, iar de la 16:30 până la orele 22 cel mult, da, vom avea pe bază de abonament în primă fază și pentru publicul larg. Când vor fi stabilite prețurile pentru abonamente? În următoarea ședință de Consiliu, respectiv pe 30 luna aceasta, vom stabili regulamentul și toate taxele care vor fi plătite și vom opta mai mult pentru abonament, ca să nu putem să stăm caserie cu bilete, cu chitanțiere, și atunci vom plăti abonamentele la SPC TAFL la caserie și atunci venim cu abonamentele aici și cineva o să le verifice și atunci o să fie mult mai cursiv și mult mai liniștit. Copiii care doresc să urmeze cursurile de not se pot înscrie începând de astăzi la CSS? Bineînțeles, deja cred că CSS-ul a început deja să recruteze copii. Dacă spuneți, aveți ceva de spus pentru asta, domnul Bălan? Da, începând de astăzi se pot face înscrieri la Clubul Sportiv Școlar Călăraș. Cu ocazia asta mulțumim Primăriei Călăraș pentru această oportunitate de a da șansa copiilor noștri să facă not. Vor beneficia de această oportunitate toți copiii din cadrul Clubului Sportiv Școlar și cu această ocazie avem și un profesor încadrat cu specializare în not și cine dorește să se înscrie începând de luni, de săptămâna viitoare, poate să vină la sediul clubului nostru din Bulevardul Republicii pentru înscrieri. De la ce vârstă se pot înscrie copiii? Vârsta minimă? Vârsta minimă în jur de 6-7 ani până la o vârstă maximă, nu știu. Deocamdată funcționăm cu o grupă de începători. Deci cred că undeva până la 10 ani ar fi grupa maximă. Câți membri pot fi înscriși într-o grupă maxim? Știu că este perioada cu pandemia și atunci aveți restricții. Între 15 și 20 de copii vor fi într-o grupă. Domnule primar, în preajma bazinului vor fi efectuate și alte lucrări de amenajare? Bineînțeles, dacă priviți în dreapta mea, acolo o să facem un teren multifuncțional, după aceea o să ne gândim să facem, să amenajăm parcarea. Pe partea dinspre Kaufland ne gândim pe viitor să facem niște spații comerciale pentru ca îmbunătăți această zonă. Da, avem gânduri mari și cu răbdare cred că le rezolvăm. Anul acesta? Anul acesta nu, că nu era în proiect nostru, deci stadionul se va termina anul acesta, pentru că deja avem contract încheiat, am prevăzut de anul trecut această lucrare, iar restul deja proiectăm, bugetăm și vedem în anul viitor ce se va întâmpla.